Vladimir Putin a vrut să impresioneze pe ruși. A plâns în piața roșie, bine ați venit acasă. Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul de anexare a patru teritorii în Ucraina. Kherson, Zaporojie, Donetsk și Lugansk, controlate de armata sa, într-o mare ceremonie la Kremlin și a cerut Kievului să revină la masa negocierilor după șapte luni de luptă. În discursul pentru lumea aflată în piața roșie, liderul de la Kremlin, în lacrimi, le-a urat bine ați venit acasă. Victoria va fi a noastră. Vladimir Putin părea extrem de emoționat în timp ce imnul Rusiei răsuna în piața roșie. În imagini se poate vedea cum îi curgeau lacrimile pe obraz în timp ce spunea că omenii din cele patru regiuni devin cetățenii noștri pentru totdeauna. Vreau să spun asta regimului de la Kiev și stăpânilor săi din Occident. Oamenii care locuiesc în Lugansk, Donetsk, Herson și Zaporojie sunt cetățenii noștri pentru totdeauna, a declarat Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a mai spus că Occidentul vrea să facă din Rusia o colonie, să o jefuiască și să transforme oamenii într-o mulțime de sclavi fără voce. Ei nu au nevoie de Rusia, dar noi avem, a spus el continuând, Rusia va fi întotdeauna Rusia.